Dar ce-i baiul? Stai cu minte. Stai cu minte. Salutare, prieteni. Astăzi filmez mai multe videouri odată. Și o să facem proba la noile capre fătate, ca să vedem cât lapte dau. Hai să vedem cât lapte dă astăzi Regina. Regina ieduță din Dora, la a doua fătare. Și eu consider o capră reușită, pentru că are pulpa rotundă, bine formată, are pulpa ridicată și țițele bune de prins, adică nu sunt nici scurte, nici prea lungi. Numai bune pentru mâinile mele. Dăm două jeturi jos. Laptele din primele două jeturi nu-l folosim. Avem aici un bol în care am mai mult astăzi capre, dar am mai rămas un pic de spumă pe pereții vasului. Și hai să vedem cum stăm cu laptele la Regina. Regina, chiar dacă arată foarte bine a capră alpină, mama ei fiind Dora, cred că calculat e undeva la 75% alpină. Deci nu poți să zici că e rasă pură. Decât dacă ai documente sau știi exact cine ești părinții și din mai mulți părinți care sunt toți de rasă pură, de alpină. Iar și așa, eu sunt mulțumit de ea și mulțumim la Dumnezeu că caprele care mi-au rămas sunt bune producătoare de lapte. Și acum vine primăvara. Și au și ce mânca, că se cam termină fânul. Regina ne-a făcut anul ăsta încă o ieduță, fără cornie, pe care o să o păstrăm, evident. Și încet, încet creștem efectivul, de la an la an. Fii cu minte, steluța. Mai lăsăm un pic și la ieduță. Peste zi, ieduțele noastre stau cu mamele lor și peste noapte unele dintre ele le închidem, care sunt mai mărișoare deja. Dar astăzi am vrut să fac proba la mai multe capre și le-am închis pe toate. Îți nevoie să filmez câteva videouri una după alta, pentru că săptămâna viitoare o să am ceva lucrare de făcut și nu o să am timp să mă ocup să filmez, să editez, așa, și o să încerc să fac asta în weekendul ăsta. Bun, deci laptele până aici, spun mai cam așa, eu zic că undeva la 1,4 litri
putem și aștepta să se decanteze și o să fie poate și mai mult, dar să zicem un 1,4 de la Regina. Acum le dau grăunțe doar de 2 ori pe zi și pasc libere în țarcurile lor peste zi. Peste noapte încă mai mănâncă o tavă. Dragi prieteni, dacă v-ați uitat și la acest video până la final, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Nu uitați să dați un like, să distribuiți acest video și să-mi lăsați părerile voastre în comentariile de mai jos. Vă salut și ne vedem data viitoare! Mm-hmm.